Bună, Carol! Carol, salut! Ne este dor de tine, mami! Am un mesaj de la fratele tău, Albastru. Își cer în primul rând scuze că nu a putut să vină și îți transmite multe salutări și mult curaj în continuare. Acum ce putem să-ți urăm? În afară de noroc care că susținerea noastră e care o să te bucuri tot timpul. Ca să vezi cum este să fii singur, să știi că noi am programat o mică vacanță. Tu știi că ai susținerea noastră. Și stai liniștit că tu nu vei veni. Este foarte dor de tine și sunt mândră de ceea ce ești acolo în concurs. Dacă stai acolo și ne reprezinți, cei care au urmărit emisiunea știu despre ce este vorba. Ratezi oarece distracții? Se clar. Pe plajă. Mă deranja foarte tare că nu m-a vrut să-mi vorbească atunci la telefon când eu plângeam. Putea două vorbe să-mi spună, că putea măcar să, nu știu, să-mi aline puțin durerea. Dar este alegerea ei, așa e ea, poate este o persoană, nu știu, mai insensibilă. Ce are de spus, el spune fără teamă, fără să ascunzișuri și în primul rând, cum a și afirmat la un moment dat într-o emisiune, mai mult contează ce gândim și caracterul nostru ca oameni în general. Dacă ar fi să intru în casă și să mi se dea ocazia să fiu acolo alături de el, persoana care nu m-aș înțelege deloc bine ar fi Mădălina. Nu știu dacă te stai să mă vezi, eu oricum te aștept, că tu erai singurul care mă scotea din belele cu mașina. Schimbă regulile! Carol, te iubesc foarte mult!